Ne-am întors în emisiunea din întâi, invitat medicul Radu Crișan, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie. Da, valul 4 e prezent, a spus că încă nu se manifestă, sau nu se manifestă atât de puternic, dar îl vedem totuși prezent. Nu, vorbeam despre mesajul ăla meu dur și ca da. Să repet, deci repet încă o dată. Și eu vă întreb că când spuneam că, domnule, putem să discutăm aici așa. La Spitalul de Pneumoftiziologie încă e bine, că nu aveți, nu știu dacă aveți un bolnav, 2, 3. În zona roșie, zona de COVID, bine, avem izolatoare, pacienți suspecți în fiecare zi internă. O parte iese negativ, o parte când găsim pacientul pozitiv. Nu, acum nu este nicio presiune, ca să înțelegem. Păi înseamnă că e în regulă. E, totul am terminat COVID pandemia. Nu există. Avem, la revedere, trebuie avem să și bolnav despre, COVID. Despre cât de bine o duce spitalul, cât de mare. Câți bani am luat de la Oculta Mondială. Vor mai veni niște pacienți în zilele următoare, dar cred că nu vor fi foarte mulți. Deci lucrurile sunt... Eu zic să... În regulă. Nu, eu glumesc, cred că ați înțeles nuanța. Eu sper să vină bolnavii la spital, nu cum a fost acel caz, am auzit-o pe doamna profesor Cimpoieșu povestind în presă, nu știu dacă, despre acea bolnavă care și-a dat seama că are COVID, s-a tratat el pe schema cu antibiotic, nu știu ce, a ajuns, mă rog, că știu că am primit inclusiv eu telefon, dacă... I-a fost frică de oxigenul din terapia intensivă de la spital. Dar măcar bine că a recunoscut în fața, nu știu, la ce ajută. Ei, nu, ajută, sigur, ajută un om care spune, doamne, am greșit, ok, ajutați-mă. Ajută... Stai și mă întreb, câți ori fi murit săracii crezând că, nu, doamne, sigur, nu te duc la spital, că te bagă în terapie și te omoară. Dar eu cred că au fost situații, am auzit pe la București așa niște vedete din astea. Da, au fost. Foarte adevărat. Inteligente. Dacă nu mă înșel... Nu știu, cine? Ăsta, cântărețul, uite ce... A fost niște cântăreți, niște interpreți. Mai da ce lapsus am. Nu știu dacă era de manele, de lăutare. Nu știu. Dar în fine, noi aici la Oculta Mondială suntem. Da. Știu că am auzit chestiunile astea. M-a și acuzat unul că domne, uite, ăsta a văzut o poză pe Facebook pusă de mine la concertul Metallica din 2019. Așa. Am crescut cu Metallica. Am păi cum să vină Metallica în București să nu mă duc. Da. Apropo, m-am uitat la poze, acolo acolo era focar, dacă acolo o să fi om lângă om, nu umăr lângă umăr. Dar nu ne 60 de mii sau câte era. Da, nu ne dădeam seama că am făcut poze și când ieșeam, știți, când s-a terminat concertul. Bine, acolo mai erau ăștia, mai aruncau pene, nu știu ce, mai scandal lumea și am început să ieșim. Deci valul ăla de lume care ieșea era important, dar aminti câți ori mai rămas. În fine, apropo, credeți că vom mai vedea? Da, sigur, cu siguranță. Bineînțeles că la un moment dat pandemia se va stinge. Nu vaccinați, că acum se pune problema, domnule, 100.000, dacă toți îți vaccinați. Pandemia se va stinge la un moment dat. Deci și pandemia spun, de gripă să... spun că vom trăi cu ea și că nu se va termina. Evident, virusul SARS-CoV-2 este un virus nou, cum a fost și AH1N1 în 1918, care cu siguranță va supraviețui în arealul pământesc. Dacă ne va mai face atâta până când ne-am săturat, vrem să călătorim. Cu siguranță va mai avea niște accese, nu știu să zic așa, epidemice, dar nu pandemice. Deci odată și-a făcut mentre, ca să zic așa, cu siguranță se va muta. Și vom avea cum avem și cu gripa. Deci, din când în când apar niște cazuri de gripă. Ne vaccinăm de gripă, apropo, vaccinarea de gripă și antipneumococică se face sezonier, pentru cei care înțeleg că aici am vrut să ajung apropo de vaccinuri. Repet, mesajul meu dur, dar încă o dată, pentru a treia oară, din păcate este adevărat. British Medical Journal, apropo, o revistă care nu-i site-ul kvl.ro, să mă ajung, nu știu ce, WordPress și care... Apropo, se dă drept exemplu, uite, domnule, dovada. Citate, Așa îmi scriu ăștia, doctorașii, adică mai fraiere, știi? Uite aici dovada și, păi, nu să... Deci, BMJ, revistă care are peste 100 de ani de experiență în academie, în știință medicală, a publicat niște date culese și din Europa, din Franța și din Statele Unite, care arăta foarte clar că persoanele nevaccinate, datorită variantei Delta, care este un dublu mutant, discutăm imediat dacă contează. Da, chiar sunt curios, ce cu Delta asta? Delta este un dublu mutant, în fine, o să discutăm imediat. Da. Datorită variantei Delta, au un risc de 8 ori mai mare de a se infecta. Persoanele nevaccinate au risc și vaccinații, pentru că el reușește să eludeze, dar nu fac forme grave. Inclusiv să și transmită.
adică să ia boala. Din păcate la Delta, transmit. Da. La celelalte tulpini, da. Nu. La celelalte tulpini nu puteau. Atenție că și eu am primit întrebarea asta, că mai discut și eu cu diversi cunoscuți, bamici, mă rog, și mă întreabă, domnule, dar bun, pentru ce să mă mai vaccinez dacă tot iau boala sau dacă tot o transmit? Și răspunsul l-ați dat dumneavoastră chiar ceva mai devreme. Deci, nu faci formă gravă. Nu, absolut deloc. Am avut doi colegi de la spital care lucrează, o colegă la primir urgență și o colegă care lucrează într-o secție exterioară, au fost vaccinați odată cu mine. Da. Au fost COVID. Așa. Dar formă ușoară, nu? Extra. Sau deci, dacă nu ne-am fi testat noi cu teste astea antigenice, că am instituit încă de anul trecut și așa, probabil că nici nu și-ar fi dat seama cum se poartă mască la servici, deci riscul să transmit de la alții. Acum lumea, când spun lumea, mă refer la cadrele medicale, din spital și lumea medicală în general e mai liniștită, absolut, că, cred că mare parte e vaccinată, absolut, cel puțin absolut. Dintre medici. 70%, 70 și ceva la sută în România, rata de vaccinare la medici la asistenți. 40-50. Nu, peste 50, urmă, da. 50 ceva. Dar la medici nu e mai mult, numai 70? Știam 80-85, parcă. Depinde de zonă, la nivel național, în fine, nu știu să vă spun dar exact. Dar ce explicație aveți că noi aici, în Moldova, nu prea avem chef să ne vaccinăm? Nu vreau să intru în discuția asta, că mi-aduc aminte de ce, când îi spuneam soției mele, nu aveam copilul și îi spuneam că uite ce bine o duc colegii mei din străinătate, nu de ce nu plecăm în străinătate. Nu, eu mă refer la țară, adică uitați-vă la știți localități cum e, casa noastră e dărăpânată, dar dintre toate încăperile din casa noastră, uite, bucătăria asta e mai dărăpânată, știți? Nu știu dacă înțelegeți metafora și nu vreau să o dezvolt mai mult. Ca să nu mai spun că în Europa e chiar... Da, e un pic penibil față de celălalt. E chiar jenant, adică avem nici nu știu cât avem, 28-30%, Bulgaria au 20% sau... ceva pe acolo și următoarele țări cred că au vreo 40-50, atenție. Iar țările dezvoltate 60-70-80. Mare atenție! Faptul că suntem în Uniunea Europeană a dat posibilitatea să avem vaccin. Din prima. OMS face apel acum, da. nu este suficient vaccin. Deci, renunțați la doza 3 ca să fie vaccin pentru ceilalți. Deci în Africa, în Asia, în asta, oamenii ăia ar da orice să se vaccineze. Iar eu nu știu cum e, exact cum vă spuneam, oare cum să simt profesorii noștri care văd colegi spunând aberațiile astea, oare cum să simt oamenii ăia care ar da orice, ce obțin în India, să fie vaccinați cu vaccinurile acestea, mă rog, care au demonstrat superioritate și eficacitate, când văd cetățenii noștri care spun aceste aberații, absurdități. În fine, revenind la asta cu vaccinul, mesajul este foarte clar și îl susțin. Din nefericire, o parte dintre cei care acum combat și spun și ne iau la mișto și nu știu ce, o parte se vor îmbolnăvi și nu vom putea ști dacă fac sau nu forme ușoare. E posibil să facă forme grave, o parte vor deceda, din păcate, că așa ne-a arătat virusul că face. Vă spuneam de BMJ, riscul la Delta de 8 ori mai mare la nevaccinat să se infecteze și de 25 de ori mai mare risc la deces la persoane nevaccinate. De ce e așa de păcătoasă varianta asta? Ok, discutăm imediat. Mesajul e așa. Nu vreți să vă vaccinați. Nu vă vaccinați. Dar faceți o cunoștință de cauză, la fel ca fumătorul, știți? Fumătorul vede pe pachetul de țigări și înțelege și știe. Da, știe că e rău. Bă, dacă fumezi, poți să faci cancer, BPOC, tumor dar de stomac. Plăcerea e atât de mare încât, sau mă rog, plăcerea. Dom'le, ți-o asumi, când fumezi, ți-o asumi, corect? Când bași țigara în gură și o aprinzi cu prietenii sau așa, îți asumi chestia aia, da. Bun. Când bei, când joci la ruletă, când... Sunt acte asumate. Dom'le, ți le asumi, da? Știi ce se întâmplă. Ok? Fă la fel bine, cu vaccinul. Bine, mai e și dependență de multe ori. Perfect, sunt de acord. Lucruri... Deci nu vorbim... La fel, toate sunt într-o situație oareșcum patologică. Omul a fost făcut. Decizia e a ta. Exact, decizia e a ta. Deci, dincolo de stabilimentul ăsta social, este o decizie care o e în cunoștință de cauză. Corect? Dom'le, asumă-ți la vaccin. Deci, nu te informa de pe niște site-uri care spun ce ai vrea tu să auzi. Aici e problema, da. Adică, eu aș vrea să aud că dacă nu mă vaccinez,
e ok, că oricum nu există. Caut asta, argumente, nu? Da, argumentele, cum vă spun? Caut argumente la alții. Caut argumentele științifice. Mă agăț de orice chestie care o văd pe orice site, din gura oricui, pentru că validează mie convingere. Ok, apropo de vaccin, din 100 de doctori în România ori fi 2, 3, 4, 5 idioți, ok? Dar restul, vezi, domnule, că adică chiar toți medicii într-o dată au devenit vânduți criminali cu dictatura asta, a intrat și alte tâmpenii care se spun. Bun, dar eu întreb... Nu capitaliza politic omul care nu poate să înțeleagă o chestie. Ăsta este cu adevărat, cum să vă spun, dacă vreți, instigare la genocid. Pentru că am senzația că există persoane care știu, care cumva știu, fac conștient, aici, conștient aici, în mod conștient aici mai manipulează. Adică, aici e chiar de o gravitate. Adică spun lucruri pe care vor cei care nu cunosc să le audă și dacă vreți, ăsta este falimentul într-un fel sau altul al comunicării științifice. Pentru că întotdeauna cei drept doctori și comunitatea asta academică a fost undeva așa într-un areal, într-un nor. Și n-a coborât în stradă acolo printre cei care... Exact. Pentru că știți de ce? N-ați văzut niciodată decât la niște chestii grave, cum au fost atunci cu legile justiției. Da. Populație din zona aceasta intelectuală ieșind în stradă și făcând și reacționând. Poate, da, da. Eu atunci am auzit... Câți profesori universitari vedeți că nu, da, se duc și aruncă masca. Acum, și se spun că nu există? Scuzați-mă, da, mă uit și în Iași, dar și la nivel național din ultimii 30 de ani. În România spun că nu știu ce e afară. Mediul universitar, mediul cultural, mediul academic în general, din multe situații, nu mă bag. Okay. Treaba mea, eu am jobul meu, asta am poziția mea, eu nu mi-asum, dar noi, de ce să risc, de ce să nu fiu luat la ochi, asta politic, să... dar stai puțin că acum poate așa, dar dacă se schimbă, vine alt și eu poate vreau să rămân nu știu ce și păi da, dacă suntem atunci, scuzați-mă, toți niște floricele ale soarelui și ne rotim în jurul celui care ne dă lumină sau soare, razele solare, păi atunci asta avem. Asta încerc să vă spun și eu, adică foarte multă lume, în fine, populație, nu știu ce spune, păi da, domnule, că te-au pus ăștia, manageri, ești de-a lor, nu, de-a nimănui, adică sunteți, eu sunt 100-200 acolo la nivel sunt național, sunt doctor în primul rând, ori natura meseriei mele, eu m-am făcut doctor să salvez viețile oamenilor. Da, apropo, ce spun, că bănuiesc că discutați și chestia asta în spital cu colegii noastre. Ce spun despre situația asta, nu despre COVID, despre, păi, uite, despre discuțiile în jurul COVID-ului, apropo, și despre apropo manipulări de asta, și da, idioțienele astea care apar. Ce spune lumea? Apropo de asta, cum colegii spun și spun decența oamenilor, nu știu, spun, ce s-a trebuit, domnule? Și tot trebuie să spui de vaccin. Nu vezi că acum te înjură tot așa. Bun, dar... Adică, cu toții suntem de acord cu asta. Exact cum am spus. Tu nu te cobori la nivelul ălora. Da, câteodată, uite, trebuie să te cobori la nivelul ălora. Pentru că e un abandon. Dacă nu faci. Da, da. Părerea mea că dacă tu știi... Păi nu, adică dacă ceilalți dacă tu crezi fac în chestia asta și nu o spui, că ți-e teamă, că din comoditate, că să nu dea rău în fața nu știu cui, păi mi se pare că e o fugă de pe front. Asta spun. Dacă știi și nu o faci, eu înțeleg să nu te cobori la nivel. Hai, văd, dar dintotdeauna eu, ca doctor, m-am coborât la cel mai jos nivel ca să fiu sigur că omul respectiv înțelege ce îi spun. Știți de ce? Meseria noastră ca pneumologi este una diferită decât a unui chirurg sau unui cardiolog. Un cardiolog, spune domnul pacient, poftim aici rețeta, ai să iei niște pastile, le iei o dată pe zi, de două ori pe zi și așa mai departe. Am avut tot timpul tratament inhalator. Gândiți-vă ca eu să fiu sigur că bolnavul ăla ia tratamentul corect, a trebuit să explic cu subiect și predicat, pe înțelesul tuturor, cum se face cu unele inhalatori, unele se rotesc, altele se bagă o pastiluță și se sparge, altele nu știu ce. Deci, noi tot timpul am avut această aplecare către a explica simplu lucrurile. Iar oamenii trebuie să știe adevărul ca să și-l poată asuma. Bun, apropo. Imediat termin și vă spun că despre asta este vorba când alegi să nu te vaccinezi. Dom'le, asumă-ți.
citește datele, vezi care sunt riscurile și de o parte și de alta. Ce ia decizie. Nu suntem cu toții floricele, să nu crezi că neinfluențată sau de cineva. Neinfluențată. Da. Vezi că există niște efecte adverse care sunt stipulate în RCP, în ăsta, în rezumatul caracteristicilor produsului la vaccin, ok? Nu lua că auzi nu știu care, că da, eu mai glumesc cu colegii și spuneam, mă, am un hemoroid la vaccin, sigur, adică, știți, mă doare mâna dreaptă, păi când am făcut vaccinul în ianuarie, știi, nu, deci lăsând la o parte tâmpenile astea, și ca cazul ăla a murit de la vaccin, nu știu, doamne, stați un pic, să ne înțelegeți, s-au administrat atâtea doze de vaccin, normal că unul la fi, 10 milioane, doamne, iartă-mă, sau nu știu, o fi avut ceva, nu știu dacă e legat sau nu e legat de vaccin, sau cât de, uite, exemplu, că vorbeam cu o pacientă astăzi, chiar pe drum încoace, care, în fine, m-a sunat cu o altă problemă, și chiar vorbeam și cu ea că am ajuns la discuția cu vaccinul, spunea, doamne, ferească Dumnezeu, pentru un asmatic cu aspirină poate să moară. Am avut o colegă care a fost fiica, este în Statele Unite și s-a dus la fixa în Statele Unite, a stat la hotel, că ea stă într-un apartament mic, la hotel, la micul dejun, dulceață de arțar. Că, na, eu zic, n-am mâncat niciodată dulceață de arțar. Duce și pune o clătită cu dulceață de arțar, cu șoc anafilactic. Unde Dumnezeu să știi că ești alergic la corect sos de arțar. Bun, adică, acum știți cum e, mai sunt și aberații astea, că păi, cineva spune, domnule, că uitați-vă câte accidente se produc, câte accidente rutiere. Da. Păi asta ar însemna să ne ferim, să nu mai facem școala de șoferi, să nu mai luăm carnetul, că sunt atâtea, și fapt real. Bun. Pe lângă faptul că sunt și mulți nebuni pe șosele și de peste tine. Da. Dar care e probabilitatea? Păi nu mai facem școala de șoferi ca așa, nu mai, exact, nu știu, da, nu mai mergem pe stradă, că nu știu, nu poate da cineva în cap. Eventual nici nu mai mergem la muncă, că nu știu, și acolo pot fi nebuni. Ei, vedeți, și așa. Și, păi, asta e, până aici, urmă, aici discuția. Niște lucruri, nu? Când ți le asumi în cunoștință de cauză, la fel ca și fumătorul, la fel ca și cel care are diverse dependențe, nu știu ce, păi, tatăl, nu vreau să fumez. O foarte bună prietenă și colegă îmi spune, domnule, eu nu mă vaccinez, eu am un sistem imunitar perfect. Eu am făcut COVID, n-am avut niciun simptom. Soțul, eu fost rău, nu știu ce, eu fost, da? Au niciun sistem, eu am un sistem, eu știu că am făcut. Bine, doamnă, este absolut, bun, femeia știe foarte decizia clar. Decizia a fost a ei. Deci decizia, deci este o persoană care este și citită și educată, deci și nu, care și o ca i-a spus nu știu cine, nu, sau că a văzut la niciun post, nu, TV, nu, sau că e, nu s-ar pune problema așa, nu. Vorbim despre o persoană care spune, domnule, eu mi-asum decizia asta că eu știu cum reacționează organismul, bun, meu. Da. La din astea, nu. Oamenii ăștia nu vor reacționa când tu vei spune vaccinează-te, nu va reacționa violent. Păi nu, în niciun caz. Nici bine, vorba, nu se va pune problema. I-am acertat că, ce că am fost prea dur. Dar nu. Păi, asta încerc să spun. Dom'le, când e o decizie, iau, nu te vaccina. Dar fii sigur că ai spus, că ai înțeles toate. Dar spuneți-mi, toate pentru astea, că veniți de acolo, da, de pe front, să spunem, ați văzut atâtea valuri, atâtea cazuri, de fapt, am văzut niște lucruri oribile, asta încerc să vă spun. Cum e cu COVID? Ce ați remarcat la bolnavi ăștia, cel puțin la formele mai grave? Cum se manifestă? Păi nu știu, hai să vă spun așa câteva aspecte pe care toți ăștia care îmi trimit mesaje tendențioase și au senzația că dacă în jurul un cadru universitar vreau să simte mai bine, mă rog, n-au de unde să le știe. Am văzut lucruri care te tulbură profund. Vă dau așa câteva exemple. Da. Familie pozitivă și el și ea. Și na, așa au fost locurile. Unul a mers la boli infecțioase, unul a ajuns la noi. Așa erau locurile. Asta când s-a întâmplat? În care val sau în care lună? Nu știu, cred că era noiembrie. Era. Noiembrie, noiembrie, decembrie. Noiembrie, mă rog. Și valul 2, dacă mă știu, da. Valul 2, da. El, domnul respectiv, cu o formă destul de severă. Domnul era la noi, la noi, da. Și doamna cu o formă destul de urâtă, care a fost și dusă în terapie la boli infecțioase atunci. Adică de asta n-au venit la noi amândoi de obicei. Dacă erau familii, puneam, da, în același sală, avem și sale mai mici, rezerve mai mici. Da. Și dacă erau familii, puteam să-i punem împreună. Soț, soție sau, mă rog, da, frață. Și a fost dus în terapie intensivă și îmi prind un telefon la boli infecțioase că doamna a decedat. Chema psihologul, îi spunem omului, știți că el suferind la rândul, nu? El nefiind într-o stare foarte, și mi-aduc aminte de imaginea asta,
Îmi plângea săracul om și plângea colegul meu, psihologul, alături de el și ne venea la toți să plângem și cum să-i spui? Da. Adică neputând să stea lângă soția lui decedată, soția, da? Neputând să organizeze mormântarea, era bolnav, nu se putea, era plin de oxigen. Da, corect, nici nu avea voie, dar mă rog. Nu, dar era dependent de oxigen, neputind, o disperare din asta. Cu ce să compar chestiile astea? Ce să compar bolnav, 38 de ani, mai mic ca mine, adus din Târgu Neamț, ventilat acolo, făcut pneumotorax. Pneumotorax înseamnă când se sparg bucăți din plămân și ies aer, nu știu ce. Dar mai avea alte boli sau? Da, o turbulare psihică, nu mai țin mintea. Nu, adică o țin sub control, ceva, sindrom depresiv, nu știu. Mă rog, nu era o afecțiune din asta care să fie agravat. 38 spune. De ani, cam a doar dacă avea ceva congenital. Organismul e puternic, da, organismul e... Care țin că eram eu de gardă și de tură și așa, nu se poate organismul ăsta și a murit de față cu mine. Chestiile astea nu... Nu, pur și simplu nu le poți uita. Dar n-ai cum să... Nu cumva și lumea medicală a greșit? Pentru că n-a reușit să explice pendelete, calm, a venit de la... sau nu știu, cineva, pentru că am ajuns aici. Vedem că și în alte țări e, dar parcă nu e manipularea asta, dar parcă nu e aceeași cantitate de manipulare. A venit o doamnă de la comunicare, de la Consiliul Județean și îmi spune, domne, spune-mi, mă rog, ce ai învățat din pandemia asta, ce lecții, nu știu ce. Zim și ce te-a mai marcat, zic, m-au marcat multe, în afară de faptul că ajungeam cu mașina acasă și aveam nevoie ca să nu transmit copilului de 6 ani, 5 ani starea aia, aveam nevoie de un pic de timp în mașină să, nu știu, în fine. Să te poți reîncărca puțin și să intri în casă. Ca să intru în casă. Și ce te-a marcat cel mai tare? Și i-am zis două chestii. Una, când număram sculele care le avem la spital, că o perioadă am și, ca să mai mărim pe la ATI, chirurgia toracică a funcționat la minim, ca să zic așa. Adică era mai degrabă un inventar al aparaturii. Al aparaturii, da. Și chirurgia toracică funcționa la minim, adică strict urgențe și traume. Nu s-au mai făcut așa de multe operații din astea elective. Pacienții se programau sau se făceau un spiridon sau așa. Una dintre sălile de operație am zis că o facem în salon de ATI. Și făceam așa un inventar al sculilor, sigur ne-a ajutat foarte mult și UP, ne-a ajutat ISU foarte mult, nu știu, mulțumit, am să zic de fiecare dată. Mai dat niște ventilatoare și am avut un moment, întreabă colegul meu, doctor Iosep, șeful la terapie, mă întreabă la ce te uiți. Mă uitam așa ca... În gol, nu? În gol. Și am spus, zic, mă uitam, oare care naiba o fi ventilatorul meu? Eram gândit că poate fi un moment în care fac o formă gravă de COVID. Eu știu cum am reacționat, am avut gripă, deci a fost foarte rău, eram aproape sigur că am să mor. Saturații mici, în fi. Și mă uitam așa, oarecare o fi a mea. Sigur, soția care e psiholog a spus, traumă. Da. Și a doua chestie, se fac ședințe zilnice, în continuare se fac cu DSP-ul și cu domnul director Cepoi, care fiecare zi discutăm ce probleme sunt. Sigur, în perioada respectivă asta era loc. Bun, atunci era probleme de patru concentratoare, câte oxigen, în fine. Bun, era și normal într-un fel să fie. Și eu stăteam la această ședință împreună cu colega mea, șefa de secție, la secția 1, care... succedat mie. Da, secția COVID și eu discutam că tot timpul era, dar nu mai puteți mări un pic, dar nu mai puteți, celălalt spital, doamne, mai pune un pad, zic, mai pun un pad, dar să-i înghesuim, nu se poate, nici înghesuiți pacienții, nu, în fine, discuții, cum să facem să mai mărim, știți? Am avut bolnav pe hol la un moment dat, știți? Cum facem? Păi stai, de ce stă bolnav pe hol? Păi așteaptă să externeze altul, în fine. Și stau cu o colegă de-a mea. Scurt, că trebuie să ieșim. Da. Și beau o gură de cafea cu ea. Eu a doua zi fiind de gardă.
Femeia se testase cu două zile înainte, nu mai știu de ce, trebuia să plece la, trebuia să se întâlnească cu fata. Și se testase, negativă. La două zile sau la treia zi, abia testat, am băut o cafea împreună la ședința cu doctorul Cepoi, da? La mine în cabinet. A doua zi eram de gardă, când ies din gardă mă sună pozitivă. Da. Iar eu am stat în carantină de Crăciun. Familia mea era acasă, podubea bradul, eu asta m-am uitat pe geam, de afară. Am înțeles. Stat în garaj. Bun, din păcate, cred că mai erau foarte multe chestiuni de discutat, inclusiv despre la ceea ce ne-am putea aștepta, poate vorbim cu alte ocazii, cu mare poate drag. Că lucrurile se vor mai potoli și atunci vom discuta despre alte chestiuni legate de situația nu mai din spitalul, adică, de pneumoftizologie. Nu mai noi o să știm. Sperăm ca să fim cu toții suficient de înțelepți, să purtăm mască, să ne ferim și eventual să ne și vaccinăm dacă considerăm că e necesar. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Eu mulțumesc. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seară bună!